Ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun aplicația Fishbowl, foarte utilă în realizarea de resurse de tip Blended Learning pentru elevii dumneavoastră. O puteți accesa utilizând un cont Google și ce este important este că puteți realiza 3 materiale gratuite în care puteți insera slide-uri din prezentări PowerPoint deja realizate sau imagini de pe propriul dumneavoastră device. O să realizăm o prezentare nouă. Pentru aceasta este nevoie să tastați New Presentation și apoi titlul acestei noi prezentări. După cum observați, va trebui să alegeți și o denumire pentru prima parte a prezentării, primul capitol. Așa cum spuneam, puteți încărca slide-urile dintr-o prezentare PowerPoint anterioară pe care o puteți refolosi. Este extrem de facilă încărcarea acestor slide-uri și ulterior puteți alege ce slide să folosiți în prezentarea curentă. După cum observați, puteți atașa fișiere audio și video fiecărui slide. Ele se vor îmbina într-un mod prietenos și prezentarea va include aceste momente în care dumneavoastră veți explica, veți facilita elevilor dumneavoastră conținuturile noi și formarea competențelor specifice. Pentru a deveni un material public ce poate fi accesat ulterior și de alți profesori sau de alți elevi, este necesar să realizați, să includă prezentarea cel puțin 2 capitole, 2 părți. De aceea este nevoie de încă o imagine sau de încă un slide pentru ca materialul să capete o formă definitivă. Ce trebuie adăugat este că pe lângă suportul audio și video, puteți adăuga în cadrul prezentării și un set de întrebări, de aplicații la care să cereți elevilor proprii să ofere răspunsuri. Fiecare prezentare în parte, observați, poate fi îmbinată și poate avea forme de vizualizare diferită. De asemenea, forma finală este recomandată a fi vizualizată și validată prin butonul OK din partea din stânga jos. De asemenea, vă recomand să mutați ordinea capitolelor în momentul în care vă doriți să schimbați forma prezentării. Așa cum spuneam, puteți alege modalitatea în care să share-uiți prezentarea printr-un link ce se generează automat și pe care îl puteți ulterior comunica elevilor dumneavoastră. Aceasta este forma finală a materialului pe care l-am realizat și așa cum v-am prezentat anterior, puteți avea 3 resurse gratuite pe această platformă. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă întâlnire!